Mulțumim foarte mult, Bianca. Mergem mai departe cu ministrul sănătății, care anunță cel mai sumbru scenariu pentru următoarea perioadă, 70.000 de cazuri zilnic. Ministrul sănătății a explicat scenariile care sunt luate în calcul de specialiști. Conform acestora, capacitatea secțiilor de ATI va fi atinsă la începutul lunii februarie și mergem chiar acum să-l ascultăm pe ministrul sănătății, să vedem clar ce a declarat. Același lucru pe care îl vedeți aici este pentru următorul interval despre care discutam. Adică până la data de 14 februarie. Scenariul cel mai rău, dacă vreți, posibil estimat în acest interval este să avem peste 70.000 de cazuri într-o zi. Știu că asta este știrea de presă. Nu înseamnă că se întâmplă așa. Dar și dacă se întâmplă așa, remarcați că la aceste valori maxime am putea să avem, să spunem, între 7.800, cred că scrie acolo, și 43.000 de persoane internate, dar luați-le tot așa, în limita asta largă, iar la decese între 60 și 360. Asta este scenariul, dacă vreți, mediu, și ăsta e scenariul înalt. Și asta este un grafic care arată când se atinge maximul capacității în cele două scenarii. Aveți scenariul minim cu 5%, scenariul maxim cu 10%. La ATI scenariul minim cu 2%, scenariul maxim cu 3%. Când se atinge, dacă vreți, capacitatea de spitalizare din România, e undeva în jur de 8 februarie, deci 8-10 februarie, putem discuta, iar la ATI, mai repede, la începutul lunii februarie. Sigur, astea sunt ipoteze de lucru,